Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi, ia uitați, am eliberat aici solarul. Ne pregătim de pus salată. O să scoatem și vrejurile acum afară. Și ațele jos pentru că... Ațele le-am tăiat cu totul pentru că sunt de 2 ani. Și nu mai, deci pentru anul viitor nu mai sunt bune. Cam 2 ani țin astfel de ațe. Bine, mai par ține ele și al treilea an, dar... Nu, se mai rupe din ele și nu... Noi cum punem soiuri dintre astea cu roșii grele, în primăvară n-ar mai ține chiar așa de mult. Da, și le rupe. Nu și se rupe când le ai cu roșiile, așa mai bine le dăm jos la 2 ani. Hai să continuăm. Uite, vezi un inel care a rămas pe... Pe ață. Le-am zumulit așa și... Inelele astea le păstrăm. Sunt inelele de prindere. Le păstrăm aici. O să deschid în spate acum și încărcăm în roabă și le ducem afară. Am golit și noi pe aici. Am dedicat și benzile de picurare pe aici pe lateral. Cam așa arată. Acum Dani e plecat să vină cu motosapa să frezăm pe aici locul. Iar eu între timp mai pun niște floricele. Pus niște trandafiri din ăștia și trebuie să le pun ceva de protecție în cap pentru iarnă să nu degere și mai am să pun niște tufănele din astea, cam așa arată. Vreau să le pun pe acolo prin față. Le-am pus la lele, deci dambilele, narcisele. Acum zic să le pun până vine el cu motosapa. Tocmai am timp. Ia uitați că apare și Dani. Să trăiți, să trăiți. A, gata, am venit. Ce miroase a benzină. Te-am zis că dacă tot e ziua asta frumoasă așa, da, să terminăm aici. Pe urmă s-a stricat timpul, trebuie să mai vin cu motosapa aici. Da, se mai înmoaie pământul dacă plouă. Aici că mai am nevoie de ea la întoarcere. Puneți bodnic. Păi știi, e bună în loc de fular? Păi da. Mai trage aer de ăsta rece. Păi să știi. E bună e așa de ceva. Ai adus aici am fular de ăsta de sezon, vezi? Da. am și alimentat-o mai din timp. Uh-huh. Adică de acasă. Dar am luat și canistra că... Păi? Eu nu vreau să rămân în pana prostului. Am mai văzut eu pe cineva rămâne în pana prostului și... După aia, trebuie să ai provizii întotdeauna. Păi da. Nu să rămâi în pana prostului, că nu e indicat. Dar se mai întâmplă. Asta este, da. Și la case mai mari. Da. Ia uite, am pus trandafiri acolo, îți plac? Frumos? Da. Le-am pus și patru sticle așa.
Și în fața aici am pus tufănele, ia uitați. Mai din timp cum v-am arătat. Am pus până... O să arate aici cu toate florile astea care, da, care sunt în față. Lalele, narcise, zambile. O să fie foarte, foarte frumos. Da. Hai la treabă să... Gata, domnule, hai la treabă. Treci, domnule, la treabă. Gata, domnule, hai. Hai să respir și eu, am ajuns acum. Hai, lasă, domnule, că ai respirat destul. Am venit de la 200 de kilometri. Hai de... Serios? Domnule, hai să trecem. M-am dus până la malul, m-am întors, că nu... Aveam linie continuă și nu puteam să fac stânga. A trebuit să merg în dreapta până m-am dus în curs. Da, stai seama. Gata, da. Haide, domne, hai. Aba! Proviziile se le lasă aici. Am arătat la abonați că am golit tot aici. Da, n-am mai lăsat toată treaba să o filmăm pentru că iar iese un material de la 2 ore și nu vă uitați. Da. Știm sigur vă că nu vă uitați. Păi, ce, eu nu știu. Păi cum să nu știu? Hai, revenim. Puneți acolo decât o mânuță, un lăiculeț. Da, un lăiculeț. M-am uitat. M-am uitat 30 de și secunde. Și de unde? Hai, mă. Da, asta e. Eh, cei care ne plac se uită, cei care nu le plac nu se uită. Păi normal. N-avem ce să facem. Noi ăștia suntem. Și cu asta alții de mama filmăm, nu mai face. Și cu alții de, cu ăștia de film, da. Păi, dar ce s-a blocat, mă, aici? Ce s-a blocat? Unde e cleștera? L-avem clește aici. Înăuntru. Hai să mă duc să iau clește. S-a blocat șurub? Nu, e aia. Siguranța aia. A, siguranța. Siguranța aia. Aia, da. A ieșit. E logic, ești. Opa! Gata. Bun. Acum lași remorcuța aici. Lasă camera să mă ajut să te pun la treabă aici să-mi ții de asta. Gata, domne, hai că zisei că hai la treabă. Hai, păi, ți-am zis eu, hai la treabă.
uitați, la noi a ieșit și arpagicul. Ia uitați ce frumos e. Cum a dat el așa, frumos, frumos. A fost mare și de asta a ieșit repede. Ce faci, dragă, aici? Uite, le arătăm la abonații arpagicul nostru că a ieșit. Da. Da, a ieșit. A ieșit tot, e frumos. Ai făcut și tu ceva de mâncare? A, domne, da, am făcut ceva de mâncare, da. Am stat. Păi cât m-am dus am eu, avut treabă. Ce treabă? Am scos alea acolo, am pus floricel. N-am făcut nicio treabă. Ți-e foame? Păi... Se vede după față. De ce m-am tras la față sau ce? Gata, domne, una, două, mâncare. Păi? Să mai și mâncăm. Mai mâncăm și... Ia, lasă, că mâncăm mai târziu. Ce te-ai făcut pe tine? Mi-am făcut talpă de urs. Pământ. Dar am făcut făină acolo, tu știi cum intră picioarele. Până la glezne intrim în pământ. Am văzut. Băgat adânc. Ia să vedem. Așa îmi place. Să vedem mai bine. Te-am curățat și frunzele pe aici. Le-am strâns. Toată curtea aici am greblat-o. Și ție ți-e foame. Da. Păi cum? Toată ziua mâncăm. Păi da. Hai că s-a făcut frumos. Mărunțel, mărunțel. Mărunțel și fără frică. Cu niște bucăți. Bucăți. Fripte. Da, da, da. Bucăți de ce? De lemn, de. Bucăți de lemn. De ce sunt eu mama pădurii, mănânc lemn? Te vei lemn aici? Ai și coceni uscați, că am strâns? Da. Dar n-aveam bucata la mine. Păi nu, de ce n-ai putut eu luam? Da. Hai să mă ajut să dau aia afară să mănc acasă. Hai, lasă mâncare, hai. E, dacă n-ai făcut de mâncare, nimic, o să viu tocmai când se înserează de tot să vă iau de aici. E, da. Mă duc să mănânc și eu, să vezi. M-a dus să bag la... Hai, te domne! Serios? Te duci motosapa acasă și te întorci cu mașina, hai! Hai, hai! Făcea mama ceva de mâncare acasă, ia să vezi. Ce făcea? Nu spui. Păi vreau și eu. Da, nu spui. Bine? Mă opresc, mănânc și pe urmă viu. Vă las să mai faceți treaba, dacă... Da. Săraca mama, noi am plecat la treabă și ea... Să ne facă și a mâncărică. Da. Să ne aprindă foculețul. Bă, da, mai puțin să face noapte. Hai, hai la treabă. Hai să te ajut să scoți motosapa de acolo. Hai, hai să pleci acasă odată de aici. Gata, îl trimit acasă. Să duc să acasă mănânc, cu puișorul de măgar. Haide, domne, vin să mă ieși pe mine de aici. Mă duc să mănânc. Și te las aici până să face noapte. Bine. Ce, pe jos nu vin? E pe jos? Băi. Cât am de aici? 2 km. 2 km. Hai. Da, 2 km. Faci mișcare de seară. Da. Da. Bun, am hai. Deja să înserează, uite așa, da. Noi. Mă duc repede. Hai. Duc motosapa. Du-te, mi-am pus gluga în cap că mi-e frig. La revedere, pa! La revedere, v-am pupat, nu uitați acolo de un like, un share, un subscribe. Vă aștept și la mine pe canal, tot remedii naturiste. Hai, v-am pupat, seară frumoasă, pa, pa! La revedere!